România a avut de-a lungul timpului oameni, a avut și povești. Noi o să încercăm în această ediție specială, această ediție de colecție a emisiunii Culart, să vă aducem o poveste de viață, de teatru, de carieră. Toate lucrurile astea se vor întâmpla nu într-un ritm alert, așa cum sunteți obișnuiți, ci într-un ritm mai lent, mai apăsat și cu foarte multă încărcătură emoțională. Atât din partea noastră, cei care vom merge să stăm de vorbă cu cel pe care o să-l vedeți, dar și din partea dânsului. Vom pleca la drum alături de colegul, omul bun la toate, Andrei Forescu, operatorul de emisie, și bineînțeles o să ne întâlnim și cu un prieten foarte drag nou și o să vedeți despre cine este vorba. Așa că nu plecați nicăieri, rămâneți la o ediție de colecție Culart. Ne întâlnim cu Ștefan Paraschiv, prietenul nostru care va merge cu noi în această călătorie și să sperăm că o să fie o călătorie frumoasă. Așa că rămâneți alături de noi, plecăm la drum. Așadar am pornit la drum. Drumul n-a fost foarte lung, dar nouă parcă ni se părea că nu se mai termine și nu mai ajungem odată la destinație. Odată ajunși, am intrat într-un mic paradis. Multă verdeață, o fântână, câteva scaune și, bineînțeles, prietenii de rigoare, cățelușii care se plimbau prin curtea invitatului nostru. Am intrat și în casă și am rămas așa surprinși și ne-am adus aminte de copilărie și de zilele în care mergeam și noi la bunici și stăteam la masă cu toată familia. Lucruri frumoase, lucruri vechi, lucruri care te îndeamnă să te întorci în timp. Și iată și surpriza din această seară. Dânsul este invitatul nostru special. Venind ușor, gârbovit, într-un baston și însoțit de prietenii săi dragi căței, vine și se așează alături de noi la masă. De ce Constantin Codrescu? De ce ne-am hotărât să mergem la domnia sa? Pentru că de curând, mai exact pe 27 martie, am sărbătorit Ziua Mondială a Teatrului și pentru că un astfel de monstru sacru al teatrului și cinematografiei românești merită readus în fața dumneavoastră. Bună ziua sau bună seara, cum doriți, dragi prieteni și dragi telespectatori ai emisiunii Culart. Așa cum vă spuneam la început, astăzi avem o ediție specială, ne aflăm într-un loc special, într-un micuț rai, dacă pot să spun așa. Și de ce ediție de colecție? Pentru că, așa cum îmi place mie să spun, există oameni și oameni. Există povești și există povești. În această dupămasă încercăm să spunem o poveste împreună și, în primul rând, trebuie să-i mulțumesc celui care ne găzduiește în această zi, maestrul Constantin Codrescu. Bună ziua și mulțumim că ne-ați acceptat aici. Mulțumesc și mă simt onorat de șansa de a participa la această frumoasă întâlnire. Eu vă mulțumesc. Și trebuie să-i mulțumim și prietenului nostru, prietenul emisiunii și prietenul meu drag, Ștefan Paraschiv, pentru că Ștefan și-a făcut o promisiune pentru el și pentru mine, la un moment dat, că această întâlnire, această poveste pe care o să o spunem astăzi, se va întâmpla. Și iată-ne astăzi, alături de Ștefan Paraschiv, bună ziua sau bună seara, cum vrei. Bine ne-am regăsit cu toții în acest rai de adevărat. Așa este. Eu îți mulțumesc, Ștefan, pentru această invitație și acest moment unic în istoria acestei emisiuni, așa cum spuneam, o ediție de colecție. Și acum aș vrea să vorbesc cu maestrul Codrescu și, așa cum îmi place mie să încep interviurile, cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Aș începe cu cea din urmă întrebare. Ce fac? Uh-huh. Încerc să viețuiesc, să supraviețuiesc, să exist cât se poate, având sentimentul că e nevoie de prezența mea încă pentru ai mei, pentru copiii mei, bărbați, toată firea, pentru soția mea dragă, pentru prietenii mei adevărați și pentru a putea fi poate nu activ, că mi-e foarte greu să am această șansă de a fi prezent chiar în miezul problemelor. E un timp foarte
solicitant, e un timp foarte adevărat, este un timp foarte frământat și mă bucur că pot participa și că pot mai direct, mai indirect să fiu martor aceste traversări. Aceste zile în care trăim, da, de fapt. Această clipă foarte specială. Pentru mine, care cu ajutorul Dumnezeu împlinesc eu acum 88 de ani, am traversat niște timpi așa, acestor cumpene dintre secole și cu foarte multe învățăminte, cu foarte multe speranțe, cu foarte multe crezuri. Eu vin din Huș, din județul Vaslui, un județ care nu se laudă cu prea bune rezultate în clipa de față. E unul din păcate, din săracele și incultele chiar zone ale României, cu mare părere de rău. În fruntea acestui județ e un om remarcabil, un om impresionant ca modalitate de gândire, ca vârstă, ca experiență, ciudat, nu știu ce se întâmplă, dar probabil că au plecat foarte mulți, tinerii sunt mai puțin animați de ideea de a se instrui, de a se învăța. S-a pierdut ceva mult, s-a pierdut Hușul, cel drag mie. Nu mai e ce-a fost. Nu mai este ce-a fost. S-au întâmplat și câteva ciudate mutații acolo în sfera credinței, a necredinței, a normalului, anormalului. Mă rog, viața e foarte complicată câteodată. De acolo vin eu, de acolo mi-am simțit gândirea, sufletul de moldovan și de câte ori se rostește cuvântul huși, de câte ori mă întâlnesc bătrânii, foarte bătrânii hușeni care mai sunt, de câte ori îmi amintesc de huși, o faceți de familia drag. Mea, o fac cu o mare bucurie și cu o mare tristețe în același timp. Eu am îmbrățișat această carieră total neprevăzută pentru mine, de foarte timpuriu. La 14 ani deja eram figurant, să spun așa, la Teatrul Național. Teatrul Național având în acel moment unul din sediile sale chiar în sala de festivități a Liceului Sfântul Sava. De altfel, un liceu foarte bun și... Era un liceu socotit, poate și astăzi am impresia. Da, este și astăzi. E o emblemă pentru învățământul românesc. Am o întrebare, maestre, și aș dori un răspuns așa... Mai scurt. Mai sincer, nu? Da. Mai sincer. Când ați simțit această chemare a scenei, a scândurii? Eram foarte mic, eram foarte tânăr. Făceam în beciul casei noastre din strada Turbinii, făceam cu adunări, cu băieții străzii, făceam tot felul de imaginare, spectacole, puneam cortine, făceam cadru. Așa eram atunci. După asta și în școala primară eram moșneagul, că eram mai înalt, mai zdravă, așa. Era unul ticăi, ziceam, venea până pe la cot. Când eram în clasa întâi, a doua, am făcut pe o babă. Și încetul cu încetul am spus poezii, eram acasă cu părinții, animat de ideea asta. Aveam un unchi superb, fratele, tată, avea o voce frumoasă. Unchiul Crișu, el m-a susținut și m-a... Făceam mici scenete în familie. O glumă era. Tot a plecat de la o glumă. Era, dar nebunia toată s-a deslănțuit în clipa în care m-am trezit cu Teatrul Național venit în sala de festivități a teatrului. Pe data de 5 decembrie, întotdeauna liceul își sărbătorea încă un an de când începuse a fi unitate de învățământ și erau sărbători frumoase, veneau
vechi studenți care erau personalități, poeți, literați. Și poate una din marile păcate a fost că la o sărbătorire am văzut un spectacol atunci, se face ziua, cred că era lui Zaharia Bărsan, dacă nu mă înșel. Și rolul principal, pe Horia, îmbrăcat cu uriașă hlamii din asta nițoasă, era Dinu Ianculescu, care a devenit mai târziu bun, dragul și nefericitul meu prieten, Dinu Ianculescu. Atunci el era în clasa a 8-a, termina liceul și eu a 8-a zi, spunea 12, mi se pare. Da. Eram în clasa 1, am fost vrăjit, fermecat de ce am putut vedea acolo și, bineînțeles, și profund invidios. Invidios pe ceea dorința, ce a făcut. Da, cu dorința ascunsă de a fi și eu acolo într-o zi. Și, într-adevăr, am început să mă ocup de aceste spectacole festive și care mai travesau anul cu ocazia sărbătorilor, Paști. Și atât, încet cu încet, am devenit un fel de numărul 1, number 1 al liceului în materie de Și când ați intrat la institut? Am intrat la teatru întâi ca figurant, erau doamne, ce actori erau, doamne, ce minuni de actori au fost. Să juca teatru atunci, juca teatru frumos, juca piese importante. Flecușteț așa de figurant. Am cu ocazie, Teatrul Național avea 3 săli și la studio și la teatru de comedie, actual teatru din Calea Victoriei. Și aveam nebunia de a fugi de la un sală la alta, fugeam ca să putem să prindem 2-3. Și să furați meserie. Da, și furam bilet, pe cât se poate, da. Asta s-a întâmplat, deci, în 1947, în 1447 a apărut o lege ciudată atunci, s-a dat examen la facultate, puteai să fii și elev, dar puteai să urmezi conservator, da. Care era în Piața Hamzi, atunci mi-aduc aminte. Unchiul ăsta al meu drag, Criș, du-te mă și dă examen, dacă îți dă voie. Și mi-au dat voie. Mi-am pus și pile, bineînțeles, ca să fiu sigur că o să intru. Cel cu pila n-a venit la examen, dar probabil că eram bun. Altfel, probabil că am fost bun. Așa v-a văzut. Și am intrat în cu mare emoție. Dar am intrat și am devenit și student, am devenit și elev, eram un fenomen în teatru, în liceul nostru acolo, la secția asta care se ocupa cu teatru. Am o mărturisire de făcut. Am mai făcut această mărturisire și dacă vă aduceți aminte, când ne-am întâlnit la Teatrelii, tot datorită lui Ștefan, v-am spus și atunci și vreau să fac această mărturisire pentru că simt nevoia. Eu când m-am apucat de radio, acum ani buni în urmă, am făcut-o datorită dumneavoastră. Datorită vocii dumneavoastră pe care o aveam întipărită în minte în fiecare zi atunci când stăteam cu urechea lipită de radio și ascultam teatru radiofonic. Sunteți unul din motivele pentru care eu m-am apucat de această meserie și vă mulțumesc pentru că... Și eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru că cel puțin generația noastră, care a mai prins această perioadă, hai să spunem, neagră din istoria României, am trăit și ne-am sădit în suflet cultura și dragostea față de teatru prin ceea ce ați făcut dumneavoastră la Teatrul Radiofonic. Și aș vrea să vorbim despre prima dumneavoastră piesă de teatru la Teatrul Radiofonic. Când ați jucat prima dată și cum a fost? Ce sentimente ați avut la final? Vai de mine! Prima piesă pe care cred că nu mă înșel a fost Michelangelo al lui Ghirițescu, nu cred că mă înșel. Imprimată la radio, să se juca și pe scenă Michelangelo. Da, știu. Storin era Michelangelo. Și era un studio
pentru că nu aveau, era afară de cel de pe Betlou, unde se mergea mai rar, care era la un moment dat fost bombardat. Sus, la etajul al treilea al Colegiului Național Sfântul Sava, s-a montat un studio cu toată legea și de acolo s-au transmis multe spectacole și piese. Și cred că acesta a fost primul meu rol cu în regia lui Zira, era la Mihai Zira, Michelangelo Buonarroti. Eu eram unul din ucenicii lui. Uh-huh. Doamne, dar transmisiile erau în direct. Da, da. Transmisiile pe vremea aceea, era, da. Era o emoție de nedescris, absolut de nedescris. Și panică în spate, uh-huh. Să nu greșesc. Ce sunt? După asta m-am obișnuit, am început să mă bucur nespus. Acolo sus, la etajul al treilea, era studioul de radio și televiziune. Ne-am întâlnit cu Masim, cu Monique Lerter, care era așa puțin zăpăcit, parcă îl văd în gangul ăla de la Sfântul Sava, când m-am întâlnit într-o dimineață, că mai zice, măi, Codrețicule, eu vin de la radio sau mă duc de la radio? Sau mă duc la radio? Era și has, dar era ușor zăpăcit, circula el repede și mult. Ștefan, aș vrea să te întreb și pe tine un lucru. Câte piese de teatru radiofonic ai ascultat în interpretarea maestrului Codrescu? Cred că au fost destule, din păcate. Noi suntem o generație privată de teatru pe scenă, ce așa să mai este. Vorbim de teatru radiofonic. Sunt 5 pe care le consider esențiale. Don Carlos, mm-hmm. Răzvan și Vidra, Hamlet. Un Hamlet de excepție, de altfel. Hamlet, cred că așa ceva în perioada postbelică, din păcate, nu a fost pe scenă maestru Codrescu, cum pe scenă nu a fost și într-o montare excepțională care a fost Regele Lir, mm-hmm. o montare care pe scenă a fost refuzată maestrului. Da, din păcate. Cine a fost interesat, a putut citi de succesul și de ceea ce a fost Storin în Lir, dar de la Storin încoace, iar și referențial din cărți s-a aflat, cred că de la Storin încoace un Lir ca lui Constantin Codrescu nu a mai fost. Și scuză-mă că te întrerup, dar dacă ne aducem aminte și chiar vreau să pomenim acest aspect, la evenimentul la care ai lansat acel număr al revistei Manifest Românește, surpriza a fost atât pentru noi, cei care eram în sală, cât și pentru maestru Codrescu atunci când am ascultat un fragment din acel spectacol, Regele Lir, un moment despre care nu prea poți să vorbești. E adevărat, am vrut să fie o revenire a celui pe care noi l-am Manifest Românește și cred că nu greșim, îl considerăm cel mai important actor în viață, Constantin Codrescu, o revenire pe scenă, o scenă unde ar fi putut să se regăsească chiar și acum, ca regizor, ca actor, de ce nu, ca profesor de teatru, dar timpurile au făcut ca oameni de calibrul său să nu mai încapă în tipare. Tiparele s-au făcut atât de mici încât nu-l mai pot cuprinde pe Constantin Codrescu. Este și nu vreau să par răutăcios și nu vreau să par să fiu parte de tendențios, dar din păcate, și nu o se întâmplă doar la noi, ajungem la un moment dat la care ne dăm la o parte adevăratele valori, indiferent despre ce domeniu am vorbit, și ne mulțumim cu micurile. Ceea ce este o adevărată tragedie, dacă stai să te gândești. Este comparativ cu ce am avut. Într-adevăr, citeam și i-am arătat și maestrului un articol din Teatrul din 57, mm-hmm. unde respectivul cronicar compara Ovidius de la Constanța. București, de la Constanța, făcut de Constantin Codrescu, cu Ovidius de la București, da. Cu de Vraca. Da. Ori comparația este corectă, linia aceasta este Demetriad, Vraca, Codrescu, mari tragedieni, mari actori de dramă, și acolo, încă de acolo, cronicarul spunea Constantin Codrescu, care iată, seamănă cu ce a făcut Vraca, cu mari actori, în timp ce atunci se
se creau premisele, să zic, unui teatru mai modern, mai experimentat. Exact. Era începutul, de fapt, atunci. Da, dar Constantin Codrescu, iată, remarcat cu respectivul cronicar, rămâne în siajul celor mari, clasicilor. Fidel, da, fidel clasicismului. Și, da, și se întreabă dacă nu cumva, la momentul 57, mai trăim vremurile alea în care să fie un mare tragedian, că mai e publicul care se guste așa ceva. Și ca dovadă, un articol scris peste timp de cineva de la Constanța, făcând o monografie a teatrului de acolo, care s-a făcut praf și ăla, cum s-a făcut praf și arhiva respectivului teatru, la propriu, remarca cu ce s-a putut vedea în presa vremii, locală și național, ce succes a avut Constantin Codrescu în Ovidius, redeschizând teatrul de stat din, Constanța. Din Constanța cu această piesă. Și pentru că tot vorbim de acest spectacol Ovidius, există această carte pe care, dacă n-ați citit-o, vă recomand cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea, și o să vă spun și imediat și de ce. Este o carte apărută prin 2009, scrisă de maestru Constantin Codrescu și se numește Playback prin viața mea. Ce vrei mai mult de atât? E un titlu superb. În această carte, maestru Codrescu povestește de acest moment al spectacolului de la Constanța și există acolo o povestioară foarte interesantă cu o delegație care trebuia să plece după actul întâi, iar am să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți. Da, într-adevăr, erau delegații importante, veniți din țările latine, aș putea spune, ale pământului ăsta. Uh-huh. Asta a fost un lucru deosebit, erau oameni, profesori, universitari, oameni actori, grei. Mari, oameni de știință, oameni, mă rog, erau o lume selectă și o încântare de oameni. Și au venit să participe la această deschidere, redeschidere festivă a teatrului cu ocazia împlinirii unor mulți ani de la nașterea lui Ovidiu. Și iată că și Constanța a avut atunci bucurie imensă de a sărbători și, din fericire, eu încercam să aduc așa ca imagine, ca rememorare pe minunatul Ovidius. Om care a fost Ovidius. Da. Și atunci a venit foarte multă lume străină, s-au așezat la premiera care era în sală, dar ne-am anunțat cu părere de rău că vor trebui să părăsească după actul întâi, pentru că aveau programate alte vizite prin județ, trebuie să părăsească, deci un număr destul de mare din spectatori trebuia să părăsească sala la pauză. Piesa avea trei acte, am rămas profund tușați așa și necăjiți de ideea că trebuie să pleci. Și am jucat spectacolul a avut, se pare, o calitate deosebită. Culmea a fost că la aplauzele din final, când s-a deschis cortina și noi am venit către public să constatăm că toată sala era arhiplină, nu plecase niciun delegat și-a amânat și-au rostit altfel seara respectivă. A fost poate cel mai frumos mesaj și strângere de mână. Și solidaritate și până solidaritate la urmă. Cu frumoasa imagine a lui Ovidius. Eu am fost teribil de îndrăgostit de această întâlnire, cât și de teatru în ansamblul lui, cât și de cel care a fost regizor, Val Mugur, tatălui Vlad Mugur, care a fost asistentul. Și maestru Val Mugur a fost un mare regizor, un mare om. Era un om cu o imensă sensibilitate și delicatețe. Și a rămas în memoria mea. Nu exista noapte aproape să nu ajungem când aveam spectacol în piața Ovidiu și să spunem, să cinstim cum memoria. Ică că govie ce o tenerorum lusor amoru, ingenio peri nasa poeta meu, at tibi quid transis, nesit grave quis fis amasti,
ingenii operii nasul, băiată meu. Stăteam așa și nebuneam să... La care s-a mai adăugat o delegație, între ghilimele, de marinari greci. Da, a fost un accident cu grecii acolo și au scăpat cu viață și în fiecare noapte era celebra creșmuliță lui Vanghele, unde s-adunau toți cu câte o fată așa pe rând împreună și la noapte se închinau și sărutau pământul că au scăpat dintr-o furtună înspăimântătoare, adică nu știau. Nu știau dacă mai scapă sau nu. Că era vii. Și mergeam cu toții în preajma lovirii. Aș vrea să ne întoarcem la un moment important din cariera dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că cinematografia românească, așa cum este ea în momentul de față, are niște repere foarte importante din trecut. Și unul dintre aceste repere se întâmpla în 1956, într-un moment al carierei dumneavoastră, unde erați deja sus, dacă îmi permiteți să spun așa, și a venit acest film, acest personaj, acest moment unic al cinematografiei românești, vorbim de Moara cu noroc. Este un film care a rămas emblemă, este emblemă și este un reper foarte important pentru toți cei care vor să se apuce de meseria asta. Cum a fost pentru dumneavoastră toată această aventură a filmului acesta? Și dacă aveți din spatele camerelor, dacă pot să spun așa, câteva lucruri pe care nu le știe foarte multă lume. Da. Întâlnirea cu Iliu, pentru mine, cu Victor Iliu, a fost un moment extraordinar, extraordinar. Un om deosebit, un om de viziune. Am fost, în primul rând, copleșit de faptul că m-a ales pe mine să fac acest personaj. Aveam de-abia 25 de ani. În echipa lui erau oameni extraordinari, oameni care când vorbește acum par a fi legende, nici nu. Imaginea aceea lui Ovidiu Gorgan, Doamne, cine poate să uite? Sunetul lui Cantoniari, muzica care era superbă, colegii mei care erau foarte tineri ca și mine și foarte frumoși. Întâlnirea cu Ioana Boc, întâlnirea cu bunul meu prieten, Geo Barton. Tot grupul acela tânăr după asta și porcarii care erau, Davija, Ghițulescu, Atlas, Doamne, fiecare rol era o mică bijuterie. Totul avea o atmosferă. A fost un diamant. N-am cum să vă povestesc, pentru că ar dura enorm. Legate de acest unic, de uriașul randevu pe care l-am avut. Pentru mine, piatră de hotar în viață. Fost, de asta am și vrut să vorbim despre el. Superbă, divină întâlnire. Dar, din păcate, și ne spuneați mai devreme, înainte de a începe interviul, că ați avut o mare dezamăgire în ceea ce privește acest film. Dezamăgire în sensul profesional, dacă pot să spun așa, în momentul în care acest film a ajuns la Cannes. Da, n-am reușit să primesc pașaport, să pot să mă duc și eu la sărbătorire. Primul film a luat ceva premiu, în orice caz eu n-am putut să... Pot să vă întreb de ce? Nu mi s-a permis. Culmea este că imediat, în 58, am început să înțeleg de ce, pentru că în 58 am fost scos din viața artistică a țării ca dușman. Eram la Teatru Armatei atunci. S-au conjugat foarte multe lucruri. N-am crezut în acest lucru. Dar a fost să fie, așa s-a întâmplat. Am fost aruncat ca o măsea stricat afară. Era un moment foarte benefic pentru mine, ca actor, ca om, și deodată m-am găsit scufundat într-o mocirlă, fără de părere șansă de a depăși. Oameni pe care i-am cunoscut, oameni pe care i-am apreciat, șefi de instituții, oameni de calitate și profesională și umană deosebită, nu m-am mai cunoscut. Am avut norocul ca acel băiat, acel om, coleg de-a meu de teatru, un Chiril Econom, care era director adjunct al Teatrului Național, m-a cunoscut de tânăr, de când am fost luat în Teatrul Național. A vorbit în favoarea mea,
datorită lui, el era atunci numit director la Teatrul Tineretului, după asta a devenit teatru mic, după asta a devenit Teatrul Notara, mă rog, nu actualul, deci cel de cel vechi. Cel vechi Teatrul Notara. Am putut fost să fiu, el cunoscându-mă probabil și a asumat acest risc și să vă ajute. Scris în cartea lui aceste clipe mai dificile. Hai să le spun așa. Dar de atunci am rămas și am purtat, de atunci am fost primit în teatru. Mi-am revenit, dar umbra ciudată care m-a urmărit toată viața a rămas, prezent. Aș vrea să vă întreb acum dacă ne puteți povesti, dacă vreți, să ne povestiți, și am permis să pun să-ți folosesc acest cuvânt, pentru că dacă îi privești din afară, cam așa este. Cu tot respectul pentru cei care, din păcate, nici eu nu i-am înțeles niciodată. Cum a fost surghiunul dumneavoastră? Acest surghiun pe care l-ați simțit interior și chiar și exterior. Dureros și trist și aproape de neacceptat în sine mea. Mi se punea în sarcină erori, greșeli pe care nu numai că nu le știam, nici nu le-am comis, într-adevăr. Cumplit a fost și faptul că mai târziu mi-am explicat de unde până unde au venit toate aceste lucruri și m-au cutremurat ce mai rău. M-au îngrozit, pur și simplu. Sistemul ăsta al delațiunii, al plata poziții tale să fie construită, făcută pe niște eșafoade triste, cumplite. Eu terminasem atunci, făcusem un spectacol la Teatrul Armatic, în condiții foarte frumoase. Primul spectacol al regizorului Lucian Pintilie, care mi-a fost ca un copil. L-am găzduit la mine acasă, l-am hrănit la mine acasă, l-am îmbrățișat cu foarte mult drag. Eram foarte mult, bune amici, foarte bune amici, așa am crezut. Da, despre morți nu mai depinde. Da, așa este. Așa este. Păcat. Când v-ați întors în facultate, în cadrul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică ca profesor. Și când ați început să învățați și pe alții să facă ceea ce ați învățat și ați făcut cu atâta pasiune? Eu am fost asistent imediat din 51, de când am terminat facultatea, am lucrat atunci la clasa doamnei Irina Răghițeanu. Am lucrat multe vreme cu ea. După asta am trecut la Cojar, cu Cojar am fost asistentul lui. An de zile am fost la facultate din București până în 1958, anul ăsta trist, când mi-a schimbat rostul, mi-a schimbat încrederea și am fost după asta reprimit în facultate, dar la un moment dat am socotit că București nu mi este... Nu mai este ce a fost. Nu mai este ce a fost. Am avut chiar, hai să zic, chiar curaj, de ce să mint, de a spune nu. Au mai fost și niște factori subiectivi, bineînțeles, care m-au făcut să renunț la capital. O tristă neînțelegere, cum a fost și aceea cu Teatrul Armatic. Da. Am avut aici cu Săraru, care era director, nu ne-am respectat nici cuvântul, nici promisiunile. Și am hotărât să plec în capital. Eu am mai umblat între timp prin țară, am animat teatre populare, construit teatre. Trupe de amatori. Amatori, am jucat, am primit premii, mi-am bucurat de lumea asta extraordinar. Erau oameni minunați, oameni simpli, dar de o calitate morală și umană absolut deosebită. Nu mi-a fost teamă să spun nu Bucureștiului și am plecat imediat după cutremur. Probabil că și asta m-a... A fost un factor în plus față de ce se întâmplase. Un factor decisiv, am plecat și m-am dus la Târgu Mureș, unde am ființat secția română. Uite că și azi rămâne. Este și astăzi. Am avut
generații mai puțin numeroase, erau 8, dacă era 8 era mult, 7 era de obicei numărul de studenți, puteam să ne și ocupăm în felul ăsta. Da, cu cât sunt mai puțin, cu atât poți să lucrezi mai bine, așa sigur, este. Sigur, în orice în orice domeniu. Categoric. Așa este. După asta am avut șansa de a merge la, mi s-a oferit Brăila. Și acolo ați făcut niște lucruri senzaționale. Da, m-am dus în mijlocul unui morman de moloz uriaș, și la propriu și la figurat, și am investit în construcția și în reconstrucția acelui teatru, și material și uman, și a devenit un monument superb. Așa acolo. Este. Și m-am bucurat nespus și alături de cei care au fost alături și au creat acest edificiu, care e superb. E superb și uman și... Și ați reușit într-un fel sau altul, dacă îmi permite să spun așa, să vă pansați un pic rănile pe care le-ați avut de aici. Da, 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 nu, și să încapăt încrederea pe care nu mai aveați. Credeam eu că pot să am și pot să merit totuși. Eu m-am socotit un om cinstit în profesia asta și ca relația interumană, deci cu ceilalți actori și în același timp ca... Să nu vă supărați, sunetul ăsta vine de la unul din gânsacii mei, ce să le fac. Fac și ei, trăiesc și ei pe lângă noi. Aș vrea să vă mai întreb ceva, maestre, dacă îmi puteți, dacă îmi dați voie. Credeți, știu că s-ar putea să fie un răspuns subiectiv, dar eu chiar mi-l doresc. Credeți că societatea românească, societatea culturală românească, ar trebui să facă sau să vă facă o reparație morală pentru toată această perioadă în care dumneavoastră ați fost lovit și din stânga și din dreapta? Nu știu dacă... E puțin târziu. E puțin târziu pentru mine. Eu sunt mulțumit de reparația pe care am primit-o din partea oamenilor, recunoștința lor, a publicului, a prietenilor, a dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Și mă onorează profund. Mi se pare destul. Ce să mai fiș? Ce să fac? V-am mai spus la început, trăim un timp foarte, foarte anapod, și foarte strâmb, în care eu nu cred. În care nu mai sunt valori. Nu, da, sigur, nu mai există valoare umană. E foarte mult urât în lume, e foarte mult rău, foarte puțin Dumnezeu. Foarte puțin. Și foarte puțină sinceritate. Oh, nu mai discut. Asta în spatele lui există. Sunt îngrozit. Sunt îngrozit câteodată de ce se întâmplă. Nu numai în perimetrul nostru național, să zic. Unde în general, în toată lumea. Dar în general. Acum două zile că ați venit așa, aproape de mine. Grozăvia care s-a putut pe 390 de ani. Da, de ceva așa de este. Neimaginat. Ce drept îi dă Dumnezeu acestui scelerat acestui anormal. S-a a venit și pe la noi, s-a plimbat și pe aici, a văzut castele, a vizitat biserici, a cercetat istoria noastră, deci s-a mobilat cu lucruri splendide, deci concluzia a fost alături. Arma. S-a făcut ce a făcut, exact. Ce a putut să fac. Aș vrea să te întreb, Ștefan, pe nu tine. Aș vrea să te întreb și pe tine exact ceea ce l-am întrebat pe maestru și știu că tu ești un pic mai visceral de obicei și e foarte bine, zic eu. Crezi că în momentul de față, acum, când noi stăm de vorbă, în 2019, ar trebui să se facă această reparație morală? Și tu știi foarte bine de ce te întreb. Eu sunt ca și maestru, am rădăcine ca și maestru în Vaslui, ceea ce a fost Fălciu, județele Fălciu, Tutova. Noi moldovenii suntem buni până când ne... Cineva calcă pe coadă. Cineva calcă pe coadă. Noi... Nu știu, valoarea există, ca dovadă că noi, așa zisă tânără generație, am aflat de maestru Codrescu. Valoarea există, problema e și mai rău pusă, e că valoarea este marginalizată, dacă nu chiar... Scoasă de tot distusă, din peisaj. Distusă, suprimată. Da. La manifest, prin acest număr dedicat maestrului Codrescu, cel mai recent, nu știu dacă a fost chiar un act de reparație, pentru că e... E totuși puțin, mă gândeam că un anumit actor din România este rol principal la Teatrul Bulandra, la Teatrul Național, este formator de opinie, este protestatar, este fost rector al Universității de Teatru. Deci toate lucrurile astea i s-au
refuza maestrului Codrescu și, cum spunea, este târziu pentru că intervine, cred, o supărare, o supărare care greu mai poate fi calmată. Cred că cea mai bună reparație, între ghilimele, este ca valor, cum este Constantin Codrescu, să fie readuse pentru cei tineri, pentru acel moment al educării și al formării unui om când râul pătrunde mai puțin. Dacă cu vârste cât mai mici obișnuiești omul cu ce, cu ce este bine, cu ce este, cu ce este frumos, de valoare, cu ce este concret, adevărat și cu credința în Dumnezeu, rar de tot pe parcursul vieții mai poate lua căi urâte și chiar dacă le ia, sunt șanse mari să-și revină. Cu acest număr din Manifest Românește am ținut să aducem o mare valoare într-o etapă a formării noastre ca tineri în care mai putem ține cont de ea. Din păcate, deși noi am prezentat acest număr și cu, ca având informații din activitatea didactică a maestrului, sfaturi scenice, sfaturi de regie, și tocmai cei care nu s-au înghesuit să se intereseze, să ia acest număr, să-l cunoască pe maestru Codrescu, sunt tocmai, așa zis, și tineri actori, tineri regizori, care ei sunt păcate, cei mai deștepți și ei le știu tot. Și din păcate în artă, ceea ce cred că omoară garantat este o autosuficiență de tipul noi suntem generație spontanee. Cu noi începe teatrul, cu noi începe filmul, cu noi începe literatura, ceea ce este absolut nociv. De asta în teatru, de exemplu, există această frumoasă vorbă a fura meserie, a fura profesie. În literatură se spune cărțile se fac din cărți. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Nu ai o justificare și oricât ai fi tu de bun, se va dovedi într-un final că ești un împărat gol și când se întâmplă să ajungi lângă maestru Codrescu, publicul să spună, uite un adevărat împărat și uite un măscărici. Da. Francezul spune superb la vârsta asta mai înaintată, spune la retret. Nu știu, nu e o retragere. Este un act de decență omenească, de decență omenească. Și mă bucur, ne-a spus că sentimentul ăsta al retragerii nu mă afectează absolut deloc. Din potrivă, mă simt liniștit, mă simt chiar deseori împlinit. Am, din fericire, o familie foarte frumoasă, am o soție minunată, am doi copii, am și cea de-a treia fată, care mă rog, e mai ciudată așa. Am adoptat-o la Brăila. Ea a plecat acum, e prin Spania, colindă, nu știu dacă pereche sau singură, mă rog. Un destin mai neîmplinit. Am încercat să facem. Deci, e bucurie, este e frumusețe, lumea asta e din jur aici, care suntem. Și dacă avem în noi putința credinții, dacă s-o cotică omenia și cinstea, adevărul. Să priveze, nu numai să fie adevărul al nostru, în față. Ci în general. Așa este. Bunătatea, credință, cinstea, lipsește mult. Din păcate. Lipsește. Înainte de final, domnule Codrescu, am să-mi permiteți să citesc ceva de pe coperta 4 acestei cărți. Da. Pentru că mi se pare esență. Și spune așa. Parte din mine, din sufletul meu, a înțeles și nu a înțeles. A strâns și a risipit. Și a amintit și a dat uitării. A iubit nemăsurat și a risipit fără măsură iubiri și s-a oprit acolo unde suișul vieții își oprește năvalnica goană pentru a-și regăsi, în liniște, măsura cea bună, rânduită cu grijă în desaga vieții sau lăsată risipă vântului, ce nemilos, sălbatic, spulberă aiure. Eu nu pot decât să tac acum. Să vă las pe dumneavoastră. Cam asta e credința mea. Așa este. Sperăm. Aș vrea, înainte de a ne
Nu vreau să spun să ne luăm la revedere, pentru că nu vreau să sune așa. Înainte de a încheia acest moment unic din viața noastră, cel puțin, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj celor care ar trebui, și acum chiar vreau să folosesc acest cuvânt, ar trebui, accentuat, să înțeleagă că un popor, dacă își uită valorile, dacă își uită aceste rădăcini culturale, este sortit unor situații fără de rezolvare. Ce pot să repet decât ce ați spus? Ați spus un imens adevăr. Asta este esența. Asta e rostul. Asta este mesajul absolut pe care îl purtăm. În sufletul nostru, în capacitatea noastră de a fi cinstiți, drepți, de a iubi, în primul rând, am uitat să iubim. Ne iubim prea mult pe noi, dar sentimentul acesta este universal, este deschis și cuprinde tot. Iubirea înseamnă cinste, înseamnă adevăr, înseamnă credință, înseamnă Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Nu se poate face absolut nimic. Maestre, eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus, pentru tot ce n-ați spus, dar s-a simțit. Lui Ștefan Paraschiv îi mulțumesc la fel pentru faptul că ne-am aflat împreună aici. Iar vouă, dragi telespectatori, așa cum vă spun de obicei, nu vă uitați valorile, nu vă uitați cultura și nu uitați că teatrul, scândura aia pe care maestru Codrescu a jucat atâția ani de zile și mulți alții alături de domnia sa, este un univers în care ne putem regăsi de fiecare dată și la care ne putem întoarce atunci când poate ne este un pic mai greu. Doamne ajută! O seară bună!